Informația dimineții despre George Simion. Anunț în miez de noapte la Mihai, Gâdea un fost șef din spionajul ucrainean îl acuză pe George Simion de legături cu FSB. Liderul Laur este bănuit de relații cu serviciul de informații rus după ce, în timpul unei vizite la Chișinău, s-a întâlnit cu Mark Kaciuk, membru FSB. George Simion este acuzat de un fost șef al spionajului din Ucraina de legături cu FSB, serviciul de securitate din Rusia. Liderul AUR a venit cu lămuriri în scandalul întâlnirilor cu spionii ruși și interdicțiilor de intrare în Ucraina și Moldova. Eu cer serviciilor de informații românești, legat de persoana mea, legat de toate persoanele de la nivelul conducerii AUR, legat de toți politicienii cu funcții de conducere în România în momentul acesta, să spună cine sunt agenți străini. Îi rog să fac această cercetare și să iasă public, a spus liderul Laur, luni seară, în direct la sinteza zilei cu Mihai Gâdea. George Simion susține că nu știe de ce a primit interdicție și în Ucraina, după Moldova. Simion spune că a aflat în 2021 care interdicție în Ucraina. Mă îndreptam la ziua unirii Bucovinei cu România, pe 28 noiembrie. Și am aflat că aveam interdicție din 2020 pentru comemorarea la care am participat, legată de Fântâna Albă. Pentru că atunci, statul Ucraina avea o politică care ascundea masacrul de la Fântâna Albă, a explicat el în acest moment, văd drepturile mele încălcate, dar poate să fie și un atac, poate în felul ăsta, eu fiind o persoană populară și reprezentând un partid, al doilea partid al țării, conform unelor sondaje. Devenim periculoși pentru niște partide foarte conformiste care spun numai partea versiunii oficiale. Nu îndrăznesc să spun adevărul, sau îl spun cu jumătate de gură. Noi suntem niște oameni care vorbim de multe ori lucruri care sunt interzise în mainstreamul României, a mai spus George Simion. Mă tem pentru siguranța mea fizică și pentru unele acțiuni ale autorităților românești. Pornind de la cazul în care am fost luat cu mascații. Eu, președinte de partid, la două noaptea, sub pretextul că aveam carnetul suspendat din piața Victoriei, din fața guvernului României, în timp ce se uitau mulți pe pagina mea de Facebook. O acțiune ilegală pentru care am depus plângere penală și aștept să soluționeze cumva autoritățile statului român, a mai spus George Simion.